Primăria Miroslava pune accent pe modul de petrecere a timpului liber pentru locuitorii din comună. Municipalitatea are în vedere derularea unor proiecte în Horpaz, în zona Lacului Ezereni și Lauricani. Ambele proiecte sunt ambițioase și aduc plus valoare comunității. Cu aproape 30.000 de locuitori, comuna Miroslava vrea să dezvolte proiecte ample de agrement și relaxare în zona Lacului Ezereni și are în vedere amenajarea unui parc pe o suprafață de 18,4 hectare. Spațiul va fi un excelent loc de recreere pentru toate categoriile de vârstă și va atrage vizitatori și din restul zonei metropolitane, datorită biodiversității Cității sale, parcul va putea fi folosit inclusiv ca loc de desfășurare a activităților școlare. Proiectul include pontoane fixe pe malul lacului, un observator de păsări, un parc pentru animale de companie, zone de promenadă, fântâne arteziene, zone multifuncționale sau spații de joacă pentru copii. La ora actuală noi avem un parc de 18 hectare, vrem să-l amenajăm noi. Oricum costurile sunt destul de mari în zona Horpaz, dar nu ne lăsăm, o să vedem pas cu pas. Când Anul da. ăsta o să facem ceva în 2024, adică 2025 o să mai facem în încă ceva, dar în 2-3-4 ani de zile maxim parcul respectiv va fi făcut. Comuna Miroslava are 13 sate și doar 4 parcuri de joacă pentru copii. Reprezentanții primăriei spun că vor investi în viitorul apropiat în mai multe spații de relaxare pentru locuitori. La Urica se dorește realizarea unui parc de agrement și recreere. Valoarea investiției urmând să depășească 100.000 de euro. Lucrăm acum la. La oricani, tot la fel, unde a fost școala veche, să facem o, o zonă din trasa de agrement. Mai mult pentru persoane bine, și pentru copii, dar și persoanele ce, pentru că uh -huh. n-au unde să se ducă. Da. Și, ei mai socializează, se întâlnesc, mai stau de vorbă, joacă un șah, o tablă. Investiția de la Uricani va cuprinde o zonă cu gazon, spații cu bănci, mese de șah și coș de baschet cu panou, dar și zone cu arbori de decor.